urmăriți Focus Monden alături de invitații noștri în continuare. Urmărim Focus Monden în fiecare seară. Da, ne bucurăm să auzim asta. Și noi activitatea de fiecare dată când am ocazia. Am zis că trebuie să vii la dans. Ai transformat o pasiune într-un business. Pasiune, munca mea de o viață întreagă și până la urmă tot ce știu eu mai bine să fac. Cât de greu ți este pe piața din capitală, să zicem așa? Pentru că nu este destul de ușor să reziști. Acum depinde cât de profesionalist, de cât de profesionist ești. Mulțumesc. Vezi că mi-am luat pian și chiar vorbește de multe ori în numele meu foarte bine. Am o sală în drumul Taberei, în cartierul Brâncuș, care funcționează foarte bine pentru că e o zonă în care sunt foarte mulți oameni deschiși către sport, dans, activități în familie. Și ne-am gândit ca după nuntă. De fapt, el vrea să plecăm în luna de miere, dar din păcate eu am zis trebuie să mai deschidem o sală, că acum este momentul. Am deschis cea de-a doua sală în magazinul Cocor la etajul 4 și avem aceleași tipuri de activități, de balet, aerobic, pilates, balet pentru copii, dans sportiv, street dance, b-boy, breakdance, auto-apărare. Sunt multe stiluri, deci facem tot ce se poate pentru copii și pentru adulți, pentru că e bine să fac o activitate în familie și să-și împartă în aceeași oră, să facă fiecare câte ceva și când iese de la oră să zică ce am realizat. Și cât de căutată este această activitate? Cât de interesantă este pentru... Să știi că baletul este foarte căutat, pentru că și noi când eram mici făceam sport, făceam ceva. Eu am făcut balet pentru că, nu știu, așa s-a întâmplat, mi-era mama mea și-a dat seama că este cel mai bine să urmez acest drum. Și sunt mulți copii, majoritatea, eu recomand tuturor fetițelor de la 3 ani jumate, 4 ani, 5 ani să facă balet pentru o postură, o poziție corectă, ureche muzicală, coordonare, musculatură, multe, sunt multe avantaje. Poziție, spatele drept, cordeograf. Nu știam ce mă acasă la zice. Și apoi pentru băieți neastâmpărați, care sunt, stau acasă și zic părinții, faceți ceva cu copilul meu pentru că ajunge acasă și nu mai pot stăpâni. Trebuie să-și consume energia. Și îl băgând la breakdance, la autoapărare, la ceva și pleacă copilul obosit, doarme bine. Și se dezvoltă și corect, nu armonios, și nu stă în fața calculatorului și ajunge la 14 ani, când este puțin cam târziu să facă ceva. Până venim și ne la dans ca să ne liniștim un pic. Vă mulțumim frumos. La dans în pereche, la dans sportiv, mulțumim, poate un tango. Mi-a plăcut tango să învăț să dansez. Da, frumos. Arine, frumos. Mulțumim mult de tot că ați venit. Mulțumim pentru invitație. Să ne vedem cu mine data viitoare și cât mai repede. Da, vă așteptăm cu mare drag.